răzbunare. Sunt mult mai multe probe la Institutul Național aici, Echim. Aici avem vreo 20 de probe, cred că o să le dați primind deja. Există diferențe în concentrații între valoarea declarată și cea estimată prin analizele făcute la ICECHIM, măsurată. E vorba de procente de concentrații pe diverse tipuri de substanțe active. De exemplu, la clorură de amoniu este o sare, mă rog, substanță activă. 15% era valoarea declarată, 5,18% valoarea măsurată de către specialiștii de la ICECHIM.